Conservation Carpatia, organizatorul festivalului Făgăraș Fest, a pregătit participanților un program diversificat în activități. Copiii au avut ocazia să învețe arta țesutului la război de la tanti Viorica Olivoto, meșter popular din comuna Nucșoara. Prinde-l între degete și trage-l în margine. Atât, și acum fac mâna mai departe și acum în margine și trage-l de margine. Și trage-l definitiv. Așa, așează ochiul ăsta aici, că aici se cheamă ochi, și așează-l bine și bate. Așa, ajunge. Cam ne spui și nouă de vezi, mama? Da, mama aia. De la tanti Viorica Olivoto. De cât timp? Un an. E din da. Continuă foarte. Ai și acasă unii război ceva? Nu am, dar când mai mergem... Când mai mergem și coasem, mă mai bagă și la război. De asemenea, au fost organizate ateliere de cusut motive tradiționale, demonstrații de țesut la război, o expoziție de costume populare, iar turiștii au ascultat cu mare interes poveștile ei cu tanti Viorica. Deci asta e cea mai veche ie. E cusută pe muscă, pe cruciulițe și toiac. Deci la noi în zona noastră se coase pe toiac. Deci toiacul e cruciuliță plus toiacul. Deci partea asta, mai multe rânduri din ăsta, e toiac. Unde e una, e cruciuliță. Și asta e fota făcută de mama după clasa 8-a. Am savurat și eu cafea. Ia, eu am avut trei fete și un băiat. Și am făcut-o că la noi, când se mărita fata, dădeai la soacră ie și fotă costum de dar. Și am făcut-o și cu scrile mele n-a vrut-o niciuna. Și mi-a rămas mie. Aici e făcut pe românescuri. E altul fel de cusătură pe românescuri. Ala conturez modelul cu fir și după aia brodez cu acu persan, cu brodat. Deci, uitați aici. Uite, uitați că s-a stricat. Deci, vedeți, conturul cu negru am umplut cu lameu între el și după aia o femeie de la secături mi-a brodat cu acu persan. Tanti Viorica Olivoto a format la rândul dumneei meșteri populari. Este și cazul doamnei Flori Buia din comuna Bogați, care a prezentat celor de la festival țesutul în două ițe. Modelul pe care îl țesem iese din urzeala războiului, nu din bătătura războiului, așa cum este la războiul mare. La războiul mare se urzește, iar modelul iese din bătătura, adică ce țeși. Deci din urzeală. Practic se uzește pe toată lungimea războiului de 3,5 metri. 3,5 metri are un brâu normal. Urzim, modelul dăm din urzeală, deci din culorile pe care noi le punem și cum le punem, se pune un fir de ață cu iț și un fir de ață fără iț. Un fir de ață cu iț, un fir de ață fără iț. Și așa se formează cele două ițe. Deci acest sistem care eu la acest război, sistemul acesta nu-l ridic prin pedale așa cum se face la războiul mare, îl ridic prin, cu mâna. Cu o mână ridic ițele, le las în jos, le ridic și cu cealaltă mână cu suveica, aceasta este o suveică plată de război, practic cum este aici, ridic ițele, bat cu suveica, rămâne deschisă la cortul alb, trag bătătura, ața cu care țes, după aia lăsăm ițele în jos, introduc suveica, bat. Ziceam să verific un pic și gradele cu suveica, tragața. Ce mai contează? De mare atracție s-a bucurat și atelierul doamnei Crina Manolescu, unde copiii au descoperit tehnica de împâslire a lânii. Transformarea lânii în forma ei pieptănată, pufoasă, într-un obiect compactat, agățat, în care aerul a ieșit și care este mai tare și mai puțin pufos. Dar și care poate fi folosit ca atare și ca obiect și ca obiect cu utilitate și ca obiect de decor și ca
nu știu, haină. Astăzi noi desenăm cu lână, pe în loc să avem o foaie de hârtie, avem o foaie de lână albă, în loc să avem acoarele sau acrilice, avem lână colorată, le așezăm cu degețelele, așezăm desenul și la urmă împâslim cu acușorul, adică unim desenul nostru absolut cu foaia de lână. Pentru copii este o activitate senzorială absolut seducătoare și nu se mai dau duși. Bine, acum când mă refer la copii, mă refer la copii de toate vârstele, nu doar la copii mici. Pe toată perioada festivalului, turiștii au avut parte și de show-uri culinare oferite de Ramona și Bogdan Pârvu.